O defensivă prea emotivă a făcut ca ploieștiul să treacă de la extaz la agonie. În loc să fie acum pe locul 3 în Liga Națională, CSM-ul a coborât pe 6. Asta din cauza eșecului 30-34 pe teren propriu cu Corona Brașov. Echipa ploieșteană a dezamăgit, mai ales în apărare, neavând nicio reacție în fața Interului Cristina Zamfir, autoarea 13 goluri. Antrenorul gazdelor, croatul Hrupeț, susține că era greu ca echipa să câștige în condițiile în care a primit 19 goluri într-o repriză. Nu este o problemă că nu am jucat, deoarece am marcat 30 de goluri. Pe de altă parte, este îngrijorător faptul că am picat complet în repriza secundă. N-am mai avut șanse, dar am încercat totuși să schimb ceva pentru ca fetele să reducă scorul. Era foarte important să nu pierdem la o diferență mai mare decât am câștigat la Brașov. În tur, Ploieștiul a câștigat la 8 goluri diferență, însă acum Corona putea încheia meciul și cu un avans de 10 goluri. Dar pe finalul partidei, antrenorul brașovean a jucat și cu rezervele, iar diferența a fost mult redusă. Handbalistele Ploieștiului spun că au pregătit meciul foarte bine și poate presiunea locului 3 și-a pus amprenta. Poate locul 3 nu e de voi la acest moment? Acum nu putem vorbi doar că am pierdut un meci, că nu este un loc pentru noi. Eu spun că nu aici trebuia să ne doară, pe noi ne-au durut punctele cu Slobozia, punctele cu Ciznădie, iar dacă acelea se întâmplau, acum vorbeam doar de o mare surpriză, Brașov a bătut la Ploiești. CSM Ploiești a pierdut din nou după 4 luni pe teren propriu, iar etapa viitoare va încerca să recupereze punctele în deplasare la HCM Roman.